susții comunitatea LGBT, să ce? Întotdeauna mi se pare că... Băi, am început să plâng. Întotdeauna mi s-a părut întrebarea asta incompletă. Susțin să ce? Ce anume să susțin? Jur. Uitați-vă la ochii mei. Ia uitați-vă ce plânge. Nu mai rede că e serios. Hei, Smotre, ești bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi v-am pregătit un challenge cu mâncare și în următoarele 24 de ore iarăși, voi mânca iarăși doar challenge cu mâncare. Am văzut că v-a plăcut foarte mult clipul în care am mâncat doar mâncare picantă pentru 24 de ore și sincer mă bucur pentru că stomacul meu nu a fost prea încântat, deci nu aveți idee prin ce am trecut a doua zi, însă partea bună este că n-am ajuns la spital, deși cred că eram pe aproape. Dacă vă place această serie cu mâncare și vreți să filmezi mai multe challenge-uri de genul noi, Selina Bogdan Sebi partea pe care vertical în caz că vreți să vă verificați istoricul mașinii sau să verificați despre mașină. A fost Doamne, cât promo! Te-ți interesa ca la 5, așa că o să intru chiar acum și revin cu mâncarea. Este timpul pentru prima masă a zilei și am chiar aici un sandwich fresh gourmet, de la OMV. Din punctul meu de vedere, acesta este cel mai bun sandwich pe care poți să-l iei de la o benzinărie. Nu este el foarte consistent, însă îmi place foarte, foarte mult gustul. Sandwichul este în croissant, are șuncă, cașcaval, salată, roșii, este foarte, foarte bun și pentru prețul de 11 lei eu zic că este cea mai bună alegere. Asta n-a zis că mănâncă doar chestii picante toată ziua? Bun. Sau n-am înțeles eu bine? Nu să-l termin atât de repede, însă aparent... Bianca, bună! Repede, însă aparent... Sandwichul a fost foarte bun. Clipul trecut a fost dată, cu mâncare picantă. Evident că nu m-am săturat și mi-am mai cumpărat încă o plăcintă cu brânză. Această plăcintă a costat 7 lei. Este foarte caldă și cred că e și foarte bună. Miroase foarte bine. Plăcinta asta este foarte... Și care e schema? Ne arată că mănâncă de la benzinărie? Este bună, mai ales dacă o nimerești fresh. Asta dacă... e tot? Că am mâncat din 24 de ore din benzinărie? Ce? Că ai ghinionul să și care e schema? Așa că haide atât? Să încercăm. Asta e tot? Și de ce îmi bag atât de mult în gură, Doamne? Și plus că face mizerie pe aici, prin mașină, pe el, pe... Mult mai bun ăsta. Tot la capitolul desert, nu aveam cum să ratez Gran Crema de la OMV. Deci în caz că nu știți despre Gran Crema de la OMV, trebuie neapărat să o încercați. Cred că este cel mai e bun pe content care din această benzinărie și... Gata, s-a terminat. Uitați-vă ce dracu paharul ăsta. Deci este un gelato, aromă de cafea, super, super bună. Ai impresia că ar avea și puțin alcool, dar nu are. Sunt 35 de grade afară și asta intră exact unde trebuie. M-am bucurat degeaba că am scăpat. Unde? Doar cu 35 de lei prima masă la OMV, pentru că aparent și ei este foame. Mai avem range 15 km și trebuie neapărat să alimentez, pentru că nu prea aș vrea să fac și pana prostului. Cum dracu să stai până... Până ajunge mașina la 15 km. Mi-a ajuns deja o pană la anvelopă și... Bagă și el de vreo 50 de lei. Și din păcate ea nu se satură doar cu 35 de lei. Așa că haideți să vedem cât are chef să mănânce astăzi. One eternity later. Ok, haideți să vă arăt diferența de prețuri. Eu am mâncat de 35 de lei și ea se respectă și am mâncat de 600 de lei, însă aparent am avut o reducere de 50 de bani pe litru, deci în total au fost 567 de lei. Deci acum flexează că face plinul la mașină? La 10 lei litru cred și eu. Flexează că face, că face plinul la, la benzină? Haideți să vă arăt câtă benzină am băgat în mașină. De 600 de lei! Nu e așa că am bani și că-mi permit? Pe cine dracu interesează că ai făcut tu plinul la mașină? Însă, haide să vedem cum pornește acum cu burta plină. Deci, practic ne spune că îl costă mai mult mașina decât îl costă să aibă, îl costă mai mult să aibă grijă de mașină decât îl costă să aibă grijă de el, practic. Tare. E românul perfect, practic. Este românul perfect. Alta e viața cu rezervorul plin. Avem și noi 360 de kilometri range. Nu e problema că poi mâine fac chiar plin. Eu să plec chiar cât? Acum. Avem și noi 360 de kilometri range. Cum plin de rezervor face 360 de kilometri doar? Nice, bravo. La mulți ani, el doctoresc. Bravo. Cum dracu, mă? Eu fac 1000, cam 1000 fac și eu, da, în jur de 900 și ceva. Cum dracu să faci 360 de kilometri cum plin? Cum să ai o asemenea mașină? Dumnezeule, câți bani! Bine, la adevărul e că știi cum e. Când faci banii la mișto așa ușor...
nu-i problemă că poi mâine fac chiar plin. Eu să plec chiar acum către... Nu-i problemă că poi mâine fac chiar plinul. Nu e problemă că... Tare. Custom tuning pentru că urmează să facem câteva modificări destul de importante la mașină, însă până atunci vreau neapărat să vă arăt o schimbare destul de importantă pe care o aștept de foarte, foarte multă vreme. Sunt foarte fericit pentru că am reușit în sfârșit să aduc ceva înapoi pe mașină și cred că o să vă bucurați și voi la... Firma de taxi. Aia. Îl face Uber. Am băgat-o la Uber, că nu se mai poate. Fac un plin 360 de kilometri. Fel de mult cât m-am bucurat și eu. În sfârșit a venit momentul pe care l-așteptam încă de când am cumpărat această mașină și abonații mai vechi cu siguranță o să înțeleagă de ce. 777 MTI a revenit acasă. Mulți ar spune că este un simplu număr de matriculare, însă pentru mine înseamnă mai mult de atât și chiar are o valoare sentimentală, pentru că acest număr a fost primul meu număr de matriculare. L-am avut pe prima mea mașină atunci când am luat permisul, pe a doua mașină și în momentul de față sunt foarte fericit pentru că în sfârșit am reușit când am luat permisul, pe a doua mașină și în momentul de față sunt... Și pe a treia mașină, adică asta. De aici e daily vlog. Păi asta a fost și până acum. Dar totuși... Totuși, cum să dai atâția bani pe o mașină? Cum să cheltuiești atâția bani pe o mașină? Că imaginați-vă câți bani îl costă pe băiatul ăsta mașina asta într-un an de zile. Într-un an de zile. Imaginați-vă câți bani îl costă doar mașina asta. Este românul perfect, practic. Este românul perfect. Românul pentru care contează mai mult ce cred oamenii ceilalți despre el decât ce e cu adevărat. Adică pentru el este foarte important să aibă mașina asta și oamenii să se uite să zică: mamă, ce mașină are, foarte tare, bravo, bravo. Foarte fericit pentru că în sfârșit am reușit să-l recuperez și să-l pun și pe Mercedes, pentru că din păcate l-am pierdut, de fapt nu l-am pierdut, ci a fost blocat timp de un an, pentru că așa sunt la noi legile în România. Deși plătești să rezervi un număr, apare nu poți să-l folosești. O să vă explic eu imediat cum a stat toată treaba și de ce nu am putut să folosesc acest număr de matriculare timp de un an, deși era rezervat pentru mine. Și în caz că vă întrebați ce s-a întâmplat cu numerele vechi, cu B666 MTI, ei bine, am scăpat de ele, dar de fapt nu am scăpat de ele. Pentru că nu avea 666? Păi de-aia, acolo era problema. Acolo era problema. Da. 72.000 de lei, doar benzina plus reparații plus impozite, cam 20.000 de euro pe an. Mă rog, ăsta e un calcul așa, poate nu-l costăm atât de mult. Sunt tot ale mele, le-am pus pe altă mașină. Dorința mea este să am toate numerele de la 1 până la 9. Evident că asta înseamnă să am 9 mașini, însă pentru asta muncesc, îmi plac foarte mult mașinile și chiar mi-aș dori să am 9 mașini și toate să aibă numerele de la 1 până la 9. Pare a fi sursa lui de content mașina. E posibil, adică la asta m-am gândit și eu, că face content de mașini, dar nu face content de mașini după cum vezi. Am mâncat doar din benzinării 24 de ore, am mâncat picant. Ăsta nu era ăla cu tabla aia de... Uigia, cum se numește. Deci n-are content bazat pe mașini, neapărat. Acum, până la urmă, sunt banii lui, face ce vrea, vă dați seama, n-am nicio treabă. Mi se pare o cheltuială atât de inutilă să ai o mașină de nivelul ăsta care te costă enorm, enorm. Imaginați-vă doar cât te costă un banal schimb de ulei pe care îl faci o dată pe an. Te îndoaie la bani. Fratul meu, pentru că este primul meu număr de matriculare și chiar are o valoare sentimentală pentru mine. Ok, haideți să vă explic pe scurt cum am rămas fără numere de matriculare timp de un an, deși ele erau plătite și rezervate pentru mine. Fosta mea mașină, BMW-ul seria 4, era pe numele bunicului meu și în momentul în care am vândut mașina, am făcut cerere la DRP CIV ca să-mi păstrez numerele de matriculare. Le-am plătit, am plătit taxa aceea de 40 de lei ca să fie rezervate timp de un an. Mașina aceasta nu am cumpărat-o pe numele bunicului meu și știam că nu o să pot folosi numerele până nu renunțăm la rezervare, ele fiind rezervate pe că nu ca să fie rezervată timp de un an. Mașina aceasta nu am cumpărat-o pe numele bunicului meu și știam că nu o să pot folosi numerele. N-a cumpărat-o pe numele bunicului lui? Pe de ce ar face asta? Până nu renunțăm la rezervare, ele fiind rezervate pe numele lui. El trebuia să-mi facă mie o foaie la notar prin care îmi cedează numerele de înmatriculare. Cu foaia mă duceam la DRP CIV. Numerele mi erau... Pentru asigurare mai mică. Deci îți cumperi un Mercedes care nou e probabil 60.000, dar faci, o cumperi pe numele bunicului ca să plătești asigurare mai mică? Când v-am spus că e românul clasic, nu mă credeți. Adică ori ai bani, ori n-ai. Adică nu mai... Mă rog. A zis că n-a cumpărat-o.
pe numele bunicului. Deci altele le-a cumpărat acum de când probabil are bani mai mulți, n-a mai cumpărat-o. A lăsat și pe omul ăla în pace. Gata, noi, stai că nu mai e. Nu mai pun și pasta pe numele tău că nu mai e. Au atribuite mie și totul era în regulă. Sau evident că putea să renunțe la rezervare. 60.000, poate 80-90.000. Să nu, rezerve nu acele numere timp de un an. Nu cred. Se ducea și zicea, domne, nu le mai vreau. Numerele deveneau libere și ce eu modelie? Le puneam cele... pe această mașină. Ce însă modelie? Ce credeți că au făcut cei de la DRPC? Cele S? Ce modelie? Au schimbat situația în așa fel încât nici nu mai poți renunța la rezervare. Deci eu acum dacă rezerv un număr și nu vreau să-l mai folosesc, el rămâne blocat un an de zile. Nu știu unde este logica în toată treaba asta, însă și mai rău este faptul că el... Mâine, păi mâine îi pune și gaz. O trece pe GPL. Gata, domne, nu mai e. Postul proprietar al mașinii și deținătorul acelor numere, pentru că el le-a rezervat și le-a plătit totodată, nu îmi poate ceda mie numerele. Adică, mai pe scurt, nu el alege ce face cu numerele alea. Dacă le-ai rezervat, poți să le mai folosești doar de pe acel nume. Chiar îmi dă cu virgulă pentru că mi se părea normal. Deci mașina veche era pe numele bunicăsu, asta nouă nu mai e. Sau la rezervarea pe care ai făcut-o, pentru că până la urmă tu ai dat niște bani să rezervi. Ok, am înțeles, nu ne interesează. Care era disponibil în acel... Nu mi-am pus acel număr de matriculare cu scopuri malefice. Îmi place foarte mult ca număr de matriculare să fie clean, să fie trei numere la fel sau în cel mai bun caz să prind și eu un număr cu B01MTY. Cred că ăla e luat de acum 30 de ani, dar ați înțeles voi ideea. Și da, în sfârșit, după o luptă de un an, de fapt după o așteptare de un an, că nu prea aveam cu ce să mă lupt și nici nu aveam ce să rezolv. Am reușit în sfârșit să-mi iau număr. În momentul de față sunt într-un blocaj pe centură. Îl claxona unul, că rămăsese pe loc. Îl claxona unul, mișcă-te bă, ți-a luat măta stradă. Știi cum e la noi. Acum un masaj în scaune ca să se așeze bine mâncarea de mai devreme. Și o să merg chiar acum să o iau pe iubita mea de acasă și pe Diego, pentru că mergem să mă tund. Am o barbă de preot. Mâine plecăm la mare, la Never Sea. Vă spun sincer, mi-e un dor de mare și... Bă, s-a terminat cu Never Sea-ul, chat? Adică am scăpat în sfârșit de Never Sea până la anul. Mai e și pasiune. Vărul meu din Brașov are 6 mașini, dintre care un Porsche, un X5, un Q8, un G-Class și o Dacia 1310 tunată cu 700 de cai, doar că sunt pe numele lui. Bă, înțeleg. Înțeleg pasiunea asta și mie îmi plac mașinile. Dar nu așa pe față ca tine. Poate îmi plac și mie mașinile, dar nu așa pe față ca tine. Bă, nu zic, dar... Din moment ce eu... Unele le matriculez pe numele lui bunică, tu... Parcă văd că dacă cade ceva de pe ea, Doamne ferește, că sper să o conducă sănătos, să se bucure de ea, că n-am nicio treabă. Parcă văd că nu-și permite de la ea piese originale. Plus că mai e o chestie, eu nu știu situația lui financiară. Ideea e să nu faci totuși niște achiziții care să depășească 10% din suma pe care o ai tu disponibilă. Că mi-e greu să cred că el a avut totuși 500.000 puși deoparte lejer, așa ca să dea 50.000 pe mașina asta sau cât e. Adică, dacă a avut și are bani, n-am nicio treabă. Dacă a cumpărat-o doar așa ca să flexeze cu ea, e trist. Și abia aștept să sară în apă pentru că sunt rupt. Deci în București este o căldură infernală. Nu ai cum, nu face față aerul condiționat. Nu mai pot. 2 hours later. Uiotu mic, mi-a fost dor de tine. Ce ai făcut toată ziua? Și lui a fost dor de mine, uite, nu mai pot. Ăsta e locul lui preferat din mașină. Se simte ca un VIP acolo în spate. Bă, da. Și asta e tot? Ne arată ce face el? Că... Adică nu e nimic interesant. Eu înțeleg să faci daily vlog dacă se întâmplă ceva. Dacă ai o viață din asta. Exact ca și cum v-aș face eu daily vlog. Hei, ce faceți? Bine ați venit! Acum intrăm în cabinet. E seară. Acum ieșim din cabinet și mă duc acasă. La revedere. Adică... Ce căcat e asta? El într-o mașină mergând și spunându-ne se duce, ce dracu e asta? A few moments later. Mami! Face pe cățelușul? Da. Nu înțeleg unde e contentul. Trebuie să fie ceva special, măcar dacă ar face, s-ar certa cu cineva, înțelegi ce zic? Ceva care să iasă din rutina unui mers pur și simplu până undeva și înapoi. În care ne spune nimic. Pisica face tot videoul. Pisica e simpatică, da, da, da. Am un cățeluș. Deci am învățat chestia asta din... Plus că mai e o chestie. Nu știu cât de safe e să ții pisica așa. Adică n-ar trebui să fie într-o cușcă din aia specială, pentru că pui o frână, intră, Doamne ferește, vreunul în tine, o arunci pe aici prin mașina iurea. Are 9 vieți! Am un cățeluș. Deci am învățat chestia asta din dar nu știi câte mai are. Și stă sub aerul condiționat și
cum l-ai oprit, faci așa din limbă ca să ai impresia că se sufocă și nu mai are aer, dar după ce ai dat drumul la aer, imediat se potolește. Plus că, doamne, v-am mai spus de 1000 de ori, uitați-vă cât de melteană este opțiunea asta. Cu niște peteală de aia de brad aici, pe plafonul mașinii. Deci nu mi-a, bă, nu mi-aș pune așa ceva nici dacă mi-ar dau gratis. Deci dacă aș cumpăra mașina și i-ar zice, vine cu asta, a zice, dă-o jos. N-a suportat nici să o știu acolo. Probabil poți să nu o aprinzi, dar n-a suportat-o nici acolo. I-aș spune direct, dă-o jos. Dă prostiile astea jos. Zi. Căcatul ăsta de Crăciun. Ce-a făcut? Asta nu apare pe vlog. Doamne, dar ce agitat ești, uitați-vă la el. Stai puțin. Mașina n-are opțiunea aia în care să nu plece de pe loc? A lovit mașina? Nu, n-a lovit mașina. Mașina n-are opțiunea în care să nu plece de pe loc chiar dacă n-ai piciorul pe frână? E automată. Asta nu apare pe vlog. Doamne, dar ce agitat ești. A lăsat-o în D, nu contează. Sunt care au opțiune să nu plece, pur și simplu. Chiar dacă e pe D. Iei piciorul de pe frână și nu-ți pleacă mașina, rămâne pe loc, chiar dacă e în D. Auto hold, da, nu știu cum se numește. Descriu ce înseamnă. Auto hold, auzi. Deci, bănuiesc că n-are opțiunea asta. Uitați-vă la el. Dar, în schimb, are picățelele astea. A? Ce se vede mai degrabă când filmăm vlog? Se văd picățelele astea sau că n-are auto hold care chiar te ajută? Uite, apropo, într-o situație. Adică, na. Chiar o să-mi fie dor de el, dar nu putem să luăm la mare. Dacă nu calci frâna suficient, nu se activează. Dar de ce e posibil să aibă să nu fie fost activată? Abia stă în mașină, niștit. Micuțu. Da, îl lăsăm la părinții Lucăi. Și ne întoarcem. Are 100%. Și nu se activează sau ce? La mașina aia totuși. Vii cu noi? De asta mă miram și eu. Nu are opțiunea atât de banală, că nu e ceva wow. Salut, ești pe băieță. Stai, mașa. Wow. Ei. Gata, ia, ține-l. Nu. Au, iub, mă bate. Iub. Ce? Iub. Nu ai devenit un pic. Tineri, au. Salut-i, mă, pe băieți la cameră. Dă-le cu lăbuța. Ce se întâmplă, ceață? La ce ne uităm? Trebuie să-l țin bine, că altfel fuge. Oamenii ăștia doi care se luptă cu pisică. Hai, băiat, uitați-vă la el. Terorizează o pisică. Mai țineți minte cât de mic era atunci când l-am luat? Plus că o transport așa, pur și simplu, bancheta din spate. Poate să sară oricând. Nu zic că pui o frână. Poate să o apuce o dambla. Se sperie de ceva, cine știe ce, îți sare în cap. Tu ești la volan. Ce faci? Măi, grăsuțule. Ce faci, măi, băiat? La urmă, e un animal, adică... Uite, ia uite. Nu zgâria, nu zgâria. Nu poți să știi. Nu poți să știi. Băiat mic. Trebuie să-l țin repede, că dacă se duce în spate, nu-l mai... Băi, deci nu știu ce mi-a intrat în ochi. Da, sunt rupt, efectiv, plâng la volan. Mamă, nu mai văd nimic. De fapt, nu știu cum să zică că plânge după Diego, că e dor de el. Băi, nu mai pot, m-a luat plâns. Băi, am început să plâng, jur. Are alergie la pisică? Sau? Uitați-vă la ochii mei, nu am plâns niciodată așa durat. Mai bag o gheară în scaun. Uite și tu. Da, și pe lângă asta, că poți să zici strugă. Băi, nu mai pot, mi-a intrat ceva. Ia uitați-vă ce plânge. Hei, Ionia, te pup. Nu mai rede că e serios. Nu mai văd, jur, trebuie să trag pe dreapta, serios că trag pe dreapta. Nu mai păi văd. Trage, e evident. Treaba. Știu ce s-a întâmplat. Am deschis geamurile ca să aerisesc un pic mașina, că era numai păr de al lui Diego și mi-a intrat un fir de păr în ochi, dar cumva sub pleacul, nu pot să-l scot efectiv. Mamă, ce mustră. Păi și pentru asta lăcrimează ambii ochi, nu înțeleg. Pare o alergie ceva. Știu. Băi, chiar nu mai văd. Am terminat cu plânsul și am ajuns în cele din urmă la prietenul meu Ramon, care da, Alexander. Tăim toate. Treceți, că e loc. Nu. N-avea unii loc să treacă pe acolo, că le ocupa el cu vlogul tot trotuarul. Și au zis, băi, și noi pe unde trecem pe aici? Până asta, atap, ce facem? Dar cum să lași asta în clip totuși? Nu prea e loc, cred că filmezi invers. Astăzi mă tun și eu pentru că mâine plec la Neversea și nu prea aș fi vrut să merg chiar cu barba de preot. Mulțumesc frumos, este ora 8, cred că mă... Crezi că se tunde pe gratis? Chat. Doar pentru că apare asta aici în clipul lui? În general, influencerii ăștia așa fac, nu? Da? Nu?
Nu, da, nu, nu. Jură Ramon acum de... Nu, no, eu abia am intrat în ring. Voia să meargă și la casă. A, acum la 8. Și dacă apăsați chiar acum pe butonul roșu de subscribe, poate la suma de 1 milion de abonați, mă fac și roșu în cap. Eu am fost... 100%. Am fost poate. Roșu când eram... Așa faci și tu? Da, eu cum mă duc la Adi Frizeru, așa îi spun. La Adi Frizeru. Mă duc la Adi Frizeru, ți-am zis. Stăm o jumătate de oră și vorbim numai despre fotbal. La vârsta de 22 de ani. Faci. Nu? Se poate filma pe aici? Okay? Nu, vă rog, opriți camera. Ah, okay. Vă rog, vă rog. Scuze, scuze. Aici pe zonă. Hai. Dar tot a filmat. Adică tot a rămas în clip cumva. Nu dau seama dacă era la mișto sau nu, dar... Bă, chat, câți ani are totuși? Tot n-ai scăpat. Electric Castle e miercuri. Aoleu, de-abia aștept finalul. 22-23. Bă, ok, că eu tratez pe toată lumea ca și cum ar avea vârsta mea totuși. Adică 1500 de ani. Bă, e un copil până la urmă. E un copil. E și el mândru de mașina asta. Bravo, mă. Cum îl cheamă pe ăsta? Mereu uit cum îl cheamă. Alex Montrei. Bă, s-o stăpânești sănătos, să te bucuri de ea. Zici că e vericu. Tot e cringe. Bă, la 22 de ani poți să fii cringe, că nu e nicio problemă. Nu ai nicio treabă. Poți să fii cringe. Dacă nici la vârsta aia nu ești cringe, când dracu să mai fii? Ca mine la 30 și cât am eu? 89 de ani? A, să fie. Se vede că e mândru, că e ultra mândru de mașina asta, dar e ok. Flexează cu ea, e ok. E okay. Adică evident că de-aia și-a luat-o. Uite, în rest, ce sens ar avea asta? Hai să vă arăt ce mașină am. Ia uite ce mișto e. Nu? E mișto, nu? Adică, teoretic, dacă ți-o luai pentru tine, o iei pentru tine, nu? Nu ca să vadă lumea ce mașină ai tu, că nu interesează pe nimeni, îi spun eu. Ieși în București și vezi în 10 minute, dacă stai aici la Arcul de Triunf, vezi cel puțin 2-3 mașini peste asta. Că știi că în București e nenorocire cu mașinile. Adică, în afară de tine, care într-adevăr, poate ești mândru de mașină, zici, mamă, ce mișto e, pe restul... Doctorul să fii sănătos. Îi lasă rece, adică... Ce vrei și să poți să bei cât vrei. Mă interesează foarte mult. Ce, un merțan, sunt dracu, 50 de milioane în București. Am trenat la tuns, în sfârșit am scăpat de barba de preot și sincer mi s-a cam făcut foame și iubita mea e cam flămândă și nu prea știa de challenge pe care îl filmez eu astăzi cu mâncarea din benzinării 24 flămândă. De ore. Dar... Eduardo, mulțumesc mult, a treia lună alături de noi, mulțumesc mult de tot, mersi mult. Evident că nu avem cum să mergem la restaurant și o să mă uit la tine cum mănânci ceva gătit, o să mâncăm amândoi. Nu știu, eu zic că e un cadru frumos ăsta. N-am zis că e urât cadru, nu. Da, e mișto, dar e un cadru cu o mașină pus... Benzinărie. Adică, nu? Înțelegi ce zic, nu? Pare foarte încântată, te văd deja, da. Te simt. Am ajuns chiar acum la benzineria Petrom și în incinta benzineriei avem și un restaurant Subway, așa că o să mâncăm un sandwich de la Subway, nu? Da, și un cookie de la Subway. Da, și cookie. Deci, practic, mâncăm la benzinărie. Nu încălcăm challenge-ul, este doar un mic bonus pe care l-am găsit în drum. Haideți că am prins și Revelionul în benzinărie. V-am spus că ducem challenge-ul ăsta până la capăt. E deja 1 ianuarie de când suntem aici. Ducem challenge-ul ăsta până la capăt. Sunt artificiile ăla din America, chat. E deja 1 ianuarie de când suntem aici. Am luat chiar acum comanda și... Holy shit! Uitați-vă cât de joasă e mașina asta. A, e clar, își schimbă bara asta cel puțin 9 ori pe an. Îți imaginezi să mergi în București cu așa ceva? Vă imaginați să mergi... Mai zic în București, în România, să mergi cu așa ceva? Eu cred că nu trece de 30 la oră. Hai să mâncăm. Hai de capul meu! Eu nu cred că trece de 30 la oră. Ia uitați-vă. Plus că nu poate merge, pur și simplu, peste tot. Am luat chiar acum comanda și hai să mâncăm. Nu aș putea. Nu. N-aș vrea să stau cu un asemenea stres. Să fiu atent la fiecare aia, aoleu, trec pe aici, nu trec. Pentru prima masă serioasă a zilei, nu e pentru băieților de la Subway că ne-au făcut acolo ultima comandă, deși erau pe plecare. Haideți să vă arăt un pic cum arată sandwich-ul ăsta cu vită, cu toate condimentele, cu toate sosurile. Deci, în sfârșit, simt și eu că mănânc și... Doamne, mi-e o poftă de mor. Nu se compară cu ce am mâncat mai devreme. În sfârșit, simt că mănânc. Ce am mâncat? Păi parcă la un event niște foie gras cu... Ce e naiba? Da. Niște file mignon pe acolo pe la mod. Te-ai stins cu șampanie din aia bună, nu? Eu mi-am luat un French Gourmet, Roxana și-a luat un de la cu șnițel. Auzi, vrei să-ți mașinii a pus? Ok, și mănâncă sandwich-ul ăsta. Te voi mânca spart, bun.
E interesant. Cookie-ul numărul 3. Dar nu știi, nu știi ce fel. Pare așa un, o amestecătură de content. Content de mașini, content de mâncare, content de cum mătun și pur și simplu. Este preferatul meu, cel din ciocolată și fulgi de lapte. Nu înțeleg cum ai rezistat să te uiți atât de mult la clip. Trebuie să avem content pentru YouTube. Mamă, nici ăsta nu pe bun. Că fic eu pentru tine, îl mănânc eu, că nu e așa bun. Și la această benzinerie am mai luat o apă minerală. Și asta, dar asta nu este tot. De la această benzinerie am luat, iată, și o apă minerală, o apă normală minerală pe care o voi bea acum, da? Este, are bule, este într-adevăr destul de ok. În total am plătit 54 de lei pentru această masă. Eu zic că e foarte bine, având în vedere că am mâncat două persoane. Bun, păi cam asta a fost și cena noastră romantică. Da, depinde și ce mănânci. Că ai mâncat o bombă. Că de seara de la benzineria Petrom, Doamne, deci m-a salvat sabuiul ăsta, sincer. Adică nu e vorba doar de bani. Nu e vorba, mamă, că am dat pentru două persoane 50 de lei, da. E vorba pe ce ai dat. Că... Găsiște-ți pe cineva cu care să mănânci în mașină așa cum am mâncat noi. Da, pe am deja pe cineva și chiar mă bucur că a fost sabuiul ăsta aici. Deci cred că e singurul sabui din București care este. Găsește-ți pe cineva cu care să mănânci în mașină așa cum am mâncat noi. Incomod? Prost? Cum? Cum am mâncat? Că nu înțeleg. Și just drop the coat. Da. Ha? Ok. Într-o benzinărie. Și el, nu am deja pe cineva, ce să mai caut? Păi nu te am pe tine, pentru ce dacă să mai caut? Nu mai era așa un fel de... Ah, ok. Mai sunt și altele, dar în afara Bucureștiului. Cam atât de aici, revenim mai târziu. Am ajuns chiar acum la Rompetrol, ultima benzinărie în care vom mânca. Vai de cap! Bă, nu, nu se poate să mergi cu mașina asta. Este horror. Este horror de mers cu așa ceva. Astăzi, sau mai bine zis, sper că voi mai mânca ceva astăzi, pentru că am avut ghinionul ca de fie. Și iarăși. Hai să fac așa un fel de outro. Las mașina cu farurile așa prinse. Ce sunt astea? Poziții? Habar n-am ce. Sunt fază scurtă. Că se vede așa mișto și cu Rompetrol în spate și uite, e tare cadrul ăsta să-i dăm drum. Fiecare dată să ajung fix. Păi a nebunit Dorian pe toți ăștia cu mașinile. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă la fel, însă de fiecare dată când mă ia foamea noaptea, se întâmplă să ajung la benzinărie fix atunci când se face închiderea fiscală și atunci când nu mă poate servi cu nimic. Benzinăria este închisă. Fix acum 2 minute a pus și jaloanele la intrare, deci mai pe scurt nu mai poate intra nimeni. Eu am intrat și din păcate nu cred că pot comanda nimic. Vă spun sincer, nu mi-este foarte foame în momentul de față. Chiar m-am săturat cu acel Subway, însă sunt 100% sigur că o să mi se facă foame mai târziu și aș vrea să iau și eu un sandwich acasă să-l am acolo de rezervă, dar ce să fac? O să intru chiar acum în benzinerie și o să mă rog de domnul angajat de acolo să-mi dea și mie un sandwich și la asta e tot. Asta a fost clipul cu el plimbându-se cu mașina și mâncând niște sandwich. Nu poate să pună nimic pe casă și nici nu poate să mă servească cu nimic leu pentru că este foarte, foarte bună. Iară tuturor. Și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și nu uitați că 5 dintre voi, cei care ați dat chiar acum subscribe, veți apăra. Veți câștiga un sandwich de la Subway în următorul meu clip, ca și abonații zilei. Astea fiind spuse, vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit. Abonații zilei? Cum adică? Și le spune la începutul, Doamne, la începutul clipului următor spune Georgica 2005, Marian 8, George Cutare, sunt abonații zilei. Ok. Urmărit acest clip până la